said I had your little internship before. I'm doing all right without you, baby. Now if she told my turns that I okay, took your number off my phone. I'm doing better on my own. 생각조차 안 나죠, 어떤 애도. Without you, baby, I will feel brand new. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. I'm doing better. Începem un nou daily vlog, salutare! Mă veți întreba, Larisa, de ce n-ai postat marți? Asta pentru că, unul la mână, încă sunt răcită și cred că vă dați seama din vocea mea. Eu nu aud foarte bine, nu mă aud nici pe mine și nici pe cei din jur, pentru că am și urechile înfundate de sâmbătă seară, cam așa. Și doi la mână, am avut niște probleme cu internetul groaznice, dar hai să o luăm pe rând. Eu n-am știut că o să mă ia răceala atât de nasol și atât de multe zile. Asta îi spuneam lui Cristi, că niciodată n-am fost răcită atât de mult timp. Dar și de aia am început să filmez în weekend. Cred că am lăsat niște cadre de sâmbătă, de vineri, nici nu mai știu. Pentru că speram să fie un daily vlog normal. Îl încep, cine știe, azi de dimineață, că azi e luni, și îl termin până mâine, îl editez, îl postez și așa mai departe. Dar n-a fost deloc să fie așa, pentru că în weekend m-am simțit îngrozitor, deci m-a durut capul groaznic, nasul, doar nara dreaptă, era super înfundată, îmi lăcrimau ochii, îmi curgeau așa pur și simplu lacrimi, aiurea. Pe urmă au început și urechile de sâmbătă seară și zic, știi ce, am nevoie de o pauză. De-aia nu m-am apucat să filmez de dimineață și am avut probleme și cu internetul, deci noi trebuia să schimbăm internetul, noi avem pereții foarte groși, v-am mai vorbit eu, foarte groși, la nivelul de foarte groși, cam cât un bunker. Și noi nu avem aici semnal la telefon, de aia avem wireless call activat, de aceea trebuie să avem de fiecare dată internet. Aici în dormitor avem un router, un internet din ăsta prin fibră optică, nu știu prin ce e, Chrissy știe, de la o companie care s-a trecut la altă companie, cu siguranță știți la care s-a transferat la o altă companie și merge așa și așa. Dar în partea cealaltă, în sufragerie, în bucătărie, a trebuit să facem ceva pentru că nu aveam deloc internet, semnal, nimic, nimic, nimic. Când era lumea mai dragă și voia să te sune cineva, nu dădea de tine. Și a fost Cristi de dimineață, vineri sau joi, nu, vineri, la compania la care suntem noi cu numerele de telefon și a întrebat acolo dacă au un internet, un router, ceva. Ne-au spus că da, a făcut Cristi comandă și de niște amplificatoare din alea de semnal. Le-a cumpărat de la Altex sau cred că Altex, au și venit acelea, vi le voi arăta în daily vlog-ul acesta. Și vineri au venit băieții cu internetul, norocul meu, și eu nu cred în noroc, dar de data aia, serios, că Dumnezeu a fost așa în spatele meu, mereu, e da, zic așa. Deci am fost inspirată să încarc clipurile și pentru vineri și pentru duminică, joi seara, când totul era ok, internetul mergea, aveam semnal și așa mai departe. Nu știu, a picat semnalul ăsta de pe stradă, habar n-am ce s-a întâmplat. Au venit oamenii vineri, s-au uitat, au spus că sigur e ok, reușesc să tragă prin garaj firul ăla ca să ajungă la noi în sufragerie, că e distanță de la stradă până în curte. Și când au ajuns la stâlp, de fapt compania asta la care voiam noi internetul, nu avea trimitere în fir sau nu funcționa, pur și simplu. Deci degeaba ne puneam firul în televizor și încă am făcut un pachet din ăsta și cu televiziune. Degeaba am fi adus firul în casă pentru că n-ar fi funcționat. Așadar, vineri am încărcat extrem de greu și materiale pe Instagram și pe TikTok, foarte, foarte greu, pe internetul acesta de aici și n-aveam nicio speranță să se rezolve astăzi, dar au venit băieții azi după amiază pe la 2, cam așa. Noroc a fost și Cristi acasă, s-au rezolvat toate lucrurile, au venit și amplificatoarele acelea de semnal și o să le monteze Cristi acum. Și de aia nu am, adică azi e luni, v-am zis, eu până pentru mâine deja trebuia să am filmat ceva, trebuia să încep să editez, dar nu, merg greu
au mers greu lucrurile zilele astea, nici acum nu mă simt foarte bine, adică eu încă mă aud foarte iurea, dar o să treacă. Ce am făcut până la ora asta? Este ora 17:30, deci de dimineață cred că am pierdut 3 ore căutând nuanțele de la pudra aceea de la Huda Beauty. Imediat vă arăt aceasta. Am stat 2 ore, 3 ore, nu mai știu. Mi-am adus eu aminte că parcă am văzut-o la Sabina și am întrebat-o, zic, băi, Sabina, zi-mi și mie. Mi-era și rușine să-i trimit mesaj pentru că zic, băi, dacă n-am văzut-o la fată și mă trezesc și eu așa, aiurea, în tramvai vorbind, dar norocul meu că la ea am văzut-o, nu m-am înșelat, mi-a spus nuanța pe care o are ea, Pound Cake, așa cum mi-am cumpărat-o și eu și am tot stat de dimineață și m-am uitat să văd ce nuanțe, pentru că altceva n-aș fi avut chef să fac nimic. Am mâncat și noi ce am găsit în frigider și am plecat la cumpărături. Mamă, ce s-a înnorat! Oh my god! Mi-am cumpărat pudra asta și câteva lucruri, dar înainte vreau să încep cu un colețel, un cadou pe care l-am primit. Doamne, am fost efectiv, măi, în extaz, pur și simplu, când mi-a scris Andreea, sper să nu încurc, Andreea Silvana, nu știu, o să îi spunem Andreea. Mi-a scris Andreea pe Instagram. Pe Instagram că are un business micuț și că dorește să îmi trimită un colet. Ea se ocupă de lumânări din astea în forme foarte frumoase. Am aruncat și eu o privire pe Instagramul ei și am rămas uimită. Chiar am spus că apreciez foarte mult munca ei și dedicarea și implicarea și absolut tot. Și mi-a spus că ar dori să-mi trimită un colețel cu ocazia sărbătorilor pascale. Abia aștept să văd ce am aici. N-am deschis pentru că nu m-am simțit prea bine, v-am zis. Dar hai să vedem împreună. Vai, stați că s-a agățat fundița. Presupun că era aici o fundiță. O cutiuță. Mamă, ce drăguț, ce detalii frumoase. Mulțumesc foarte, foarte mult. Îți mulțumesc pentru gest. Înainte să văd ce se află aici, mulțumesc că te-ai gândit la mine și că ai vrut să îmi faci o bucurie. Să știți că găsiți și voi aceste produse pe Instagram. O să vă las eu aici scris unde o găsiți pe Andreea. Deci pagina ei de Instagram se numește Sensational, foarte tare numele, mi-a plăcut mult. Hai să vedem că nu mai pot. Așa arată. Avem aici niște instrucțiuni, mamă, ce tare, bine că mi-ai scris că eu chiar nu știu cum să treaba cu lumânările acestea din alte tipuri de ceară în afară de parafină sau parcă parafină se numea aceea. Andreea folosește, stați că am rugat-o să-mi scrie aici, să vă spun informațiile corecte. Folosește ceară 100% naturală de soia și palmier. Și Sensational refuză să folosească parafină. Foarte tare, uite. Am aici instrucțiunile, deci trebuie să tai. Băi, ce tare! Mulțumesc foarte mult! Foarte mult voi păstra cartonașul acesta. Iar aici, în interior, hai să îndepărtăm astea. Mamă, da, deci tot miroase atât de bine. Nu știu cu ce ai parfumat sau dacă așa miros lumânările, dar wow! Ce avem aici? O mostră de parfum. Ia să vedem. Uite, așa. Bineînțeles că o voi întreba pe Andreea ce și cum. Cred că de la asta miroase. Mamă! Oh my god! Oare... Stai, mami! Mamă! Ce parfum e asta, frate? Mamă, cum miroase! Wow! Ia, mami, îți place? Nu îți place? E un miros din ăla de-al meu, foarte puternic, bărbătesc, masculin, așa. Abia aștept să... Să-i scriu Andrei pe Instagram. Mai am aici un recipient. Uite așa, micuț, ia să vedem ce se află. Opa! Cremă? Să fie? Mamă, ce bine miroase! Miroase a propolis. Eu în fiecare dimineață iau propolis și așa mi se pare că miroase. Super! Oare trebuie să fac eu ceva cu ele sau pur și simplu mi-am pus aici o cremuță pentru mâini, ceva? Abia aștept să-ți scriu. Ia să vedem cum se simte. Mamă, cât de bine miroase. Deci mie îmi place mirosul ăsta de măr.
posibil să fie o cremă pentru mâini, pentru că pielea a rămas foarte hidratată și deloc, deloc lipicioasă. Hai să mai vedem. Ia să... Cum să țin să vă arăt și vouă. Deci deja văd niște chestii impresionante. Mamă! Vai de mine, vai de mine! Deci uitați-vă. Asta este o lumânare jumătate ou, iar în interiorul ei, stați să își revină lumina asta, în interiorul ei, vedeți scena nașterii Domnului, Doamne, deci nu vine să cred. Wow! Mamă, mamă, deci cum să le aprind că mie milă? Nu, cu siguranță, deci astea... Știți că eu am, nu că o problemă, că nu o consider o problemă, însă eu am chestia asta cu icoane în casă, nu mi-e rușine să zic că am icoane în casă, nu mi-e rușine să recunosc că sunt creștin ortodox, v-am mai zis de atâtea ori părerea mea despre religii și toate astea, fiecare are dreptul să aleagă în ce crede, dar așa cum și eu am dreptul să-mi expun părerea și cu siguranță icoana asta o să... Icoana, Doamne! Lumânarea asta o să stea lângă icoană, deci mi se pare wow, wow, wow! Nu știu dacă vedeți detaliile, dar mama Andreea, wow, așa, ia să vedem dacă miros natural, mamă, deci, și uite, îmi rămân mâinile așa hidratate, probabil de la ceara aceea, ce spune Andreea, de palmier sau, nu cred, deci nu cred. Vai de mine! Uitați-vă ce detalii! Măi, superb! Deci îți mulțumesc din suflet, din suflet! Sper să puteți observa acolo toate detaliile și ăsta tot în formă de ou, cu detaliile astea minunate florale. Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Mai vedeam pe Pinterest, pe Instagram, chestii din astea foarte fancy așa, dar nu... Credeam că chiar există, că sunt reale, wow, wow, deci abia aștept să-i arăt și lui Cristi. Mai departe, ce mai avem aici? Asta s-a rupt puțin, dar nu e nicio problemă că îi voi da eu așa cu închibrit și se lipește că e ceară. De-a dreptul minunată și asta tot la o icoană o să stea, la fel cu scena nașterii. Doamne, cât de frumos, deci... Doamne, cât de frumos, voi vedeți acolo. Vai, îți mulțumesc foarte mult, deci foarte, foarte, foarte mult. Uitați-vă cum sunt. Wow! Așa, aici. Dumnezeule! Pe asta voi pune pe masa din sufragerie. Chiar vorbeam cu Cristi, noi avem câteva decorațiuni din astea de Paște de foarte mulți ani, nu știu, 3-4 ani. Avem niște iepurași. Dacă mă urmăriți, mi-ați urmărit daily vlogurile din perioada Paștelui în care mergem la biserică, vopsim ouă, facem chestii din astea, tradiții și așa mai departe. Cu siguranță știți figurinele la care mă refer. Avem niște iepurași așa, amărâți, basic, nimic fancy, nimic extraordinar, nimic luxos sau ceva. Măi, dar îmi plac atât de mult și chiar îi spuneam lui Cristi zilele trecute că trebuie să-i scoatem din dulap. Îi avem puși într-un dulăpior și îi scoatem. Cu siguranță voi așeza iepurașul ăsta lângă ei. Doamne, dar cât de frumos e! Și vedeți, dacă îl priviți din partea asta, ca și cum ar fi un ou. Dar aici, în interiorul lui, un iepuraș, doamne, foarte frumos, deci foarte, foarte, foarte frumos. Dacă vreți și voi să dăruiți lucrurile astea sau pentru voi, pentru masa de Paște sau, cum le voi pune eu, la icoană, o să vă las și în descriere link către pagina Andreei. Doamne, deci uitați-vă la asta, mor! Vai de mine! Superb, deci superb, superb, superb! Sunt exact stilul meu, Andrei, am mai nimerit foarte bine. Se vede că mi-urmărești clipurile, pentru că sunt 100% stilul meu, așa, minimaliste, foarte drăguțe. Și sculpturile astea pe care le faci mi se par wow, efectiv wow. Da, mai avem ceva aici? Doamne, dar câte mi-ai pus! Mai am încă două.
Mamă, stați că îl voi chema și pe Cristi să-i arăt și lui, pentru că nu am văzut așa ceva, chiar n-am văzut. Și credeți-mă că eu mă mai uit așa prin magazine când în sezonul ăsta de Paște și prin Oșanul care e full de chestii handmade, de foarte multe lucruri, dar niciodată în viața mea n-am văzut așa ceva, așa în real life, să zicem, doar în online, v-am spus. Wow, aici nu știu dacă vă dați seama, dar sunt niște trandafiri ceva, niște flori sculptate. Mamă, 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 câtă dedicare și implicare. Și ăsta, uitați-vă ce motive frumoase. Abia aștept să vopsesc ouăle în săptămâna Paștelui, voi face asta și voi păstra aceste lumânărele pentru atunci, că vreau să le fac niște poze foarte frumoase. Doamne, ce m-ai bucurat, deci mulțumesc foarte mult și uite cât de hidratate îmi rămân mâinile. Eu acum, ce-i drept, am și puțină febră și posibil să topesc ceara asta între mâini. Așa, a, și mai am aici ceva. Uite, așa au fost, deci cu siguranță vor ajunge în regulă la voi dacă vreți să plasați o comandă, pentru că Andreea le-a împachetat foarte bine și cu chestiile astea îți mulțumesc și pentru ele, pentru că le voi refolosi. Mai am aici două pachetele negre. Ia să vedem. Opa, a căzut. Nu cred! Mamă, ce culoare ai putut să alegi? Deci nu cred și presupun că în celălalt, da, tot o lumânare din asta. Vai de mine! Deci, are sens să spun că asta e culoarea mea preferată? Deci, ai nimerit perfect. Nuanța asta o ador. Nuanța papucilor, nuanța draperiilor, nuanța lenjeriilor, nuanța tuturor lucrurilor din camera asta. Ador, efectiv ador. Am văzut și eu lumânările astea în H&M. Erau un pic mai micuțe și nu aveau modelul ăsta așa drăguț. Erau niște lumânări simple, înalte. Și chiar mă uitam la ele, zic, măi, să le iau, să nu le iau, erau albe. Dar uite, uite cum am atras, nu vine să cred, mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, superbe, efectiv superbe, superbe, superbe. Cristi, da. Poți să vii puțin? Da. Să vedeți. Deci nu vine să cred, efectiv, uitați-vă și voi cum am atras chestia asta. Wow, deci, hai să-ți arăt. Așa, să vadă oamenii, să-ți audă reacția de fapt. Am primit lumânările astea în nuanța asta. Mm-hmm. Wow. Ești pregătit? Oh, Doamne, dar de ce? Da, ce exact, exact. Și stai, fii atent. Astea sunt lucrate manual. Fii atent, da, uite-te. Asta s-a rupt puțin, dar o îi dau eu cu un chibrit ceva. De. Uite-te puțin. Problem. Doamne. Da, deci vedeți, asta a fost și reacția mea, mi se pare impresionante. Wow, inteligentă idee de a transfera în lumânări. Da, 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 da. Astea le spuneam și oamenilor că pe astea le punem la icoană. Dar ele sunt drăguțe și să, adică nu, e păcat de ele să le aprindem. Vedeți, v-am zis. Asta am zis și eu, că parcă mi-e milă. Uite, Andreea mi-a trimis aici. Astea nu sunt de Paște, le aprindem, dar cel puțin astea. Da, și mie mi-e milă, da. Uite, mi-a trimis aici niște instrucțiuni. Vezi că trebuie să le, nu să le cropăm, să le tăiem, da, exact, da, după ce le ardem și așa mai departe. Îți mulțumim foarte, foarte, foarte mult, Andreea, mulțumim, Silvana, frumos. Nu știu acum ce prenume preferi. Mulțumim din suflet, ne-ai trimis foarte o grămadă. Da, și felicitări pentru ideea ta, pentru vorba lui Cristi. Foarte inteligentă chestia asta să... E păcat să le azi. Da, aia am zis și eu. Să te gândești, să transpui scena asta cel puțin, pentru că mai vezi detalii de Paște peste tot, dar nu cu atât de multe... detalii, mi se par... Da, e, bă, exact, bravo, aia voiam să zic. Mi se pare o lucrare foarte elegantă și chiar apreciez ceea ce faci, să știi. Îți doresc foarte mult succes, felicitări pentru curaj și să-ți meargă bine de acum înainte. Dacă vreți și voi să aruncați o privire, o să vă las și aici și în descriere, v-am spus, și vedeți acolo mai multe detalii, o puteți întreba pe Andreea ce și cum și despre livrare și despre absolut tot, tot, tot. Mulțumesc foarte, foarte, foarte mult, foarte mult, mulțumesc. Astăzi am fost la Easybox, a luat Cristi routerele alea de care vă spuneam și pe urmă am mers în Sephora. Doamne, ce mă doare în gât, stați să mai iau o gură de cafea că nu mai pot.
Așa, e caldă, doar ce am făcut-o pe asta a doua. Măi, și să vă spun de cafeaua aia din DM, este atât de... Zici că ai bea cafea, espresso din ăla scurt, este o cafea foarte puternică, foarte aromată, trebuie să pune super puțină. Am eu un video pe Instagram, un reel, în care vă vorbeam despre ea, de ce o cafea, cafea, frate, bei o cafea din aia și ți-a trecut tot și somn și absolut tot. Chiar mi se pare de foarte, foarte bună calitate, că vorbeam acum de cafea. Așa, am fost în Sephora pentru că... Am zis, măi, până la urmă merg în Sephora, îmi cumpăr pudra aia de la Huda Beauty și aia e, pentru că mi-o doream, doamne ce mi s-a înfundat urechea, mi-o doream de la ziua mea, de pe 26 iulie, de anul trecut, evident, și am tot zis, ei, lasă că e scumpă, lasă că n-am nevoie, lasă că am foarte multe pudre, lasă că, cum fac eu de fiecare dată și nu mai pot cu cearcănele astea, deci nu mai pot. Și tot căutam eu o pudră bună și am găsit foarte multe review-uri despre aceasta. Eu voiam să o cumpăr pe cea în format mini, în format travel, pentru că avea și un burețel așa în momentul în care o deschideai, dar că aceea costa 110 lei și erau puține grame de produs, în orice caz, pe când aceasta la 20 de grame, nu mai știu, 20 de grame de produs costă 209 lei. Într-adevăr, prețul nu-i cel mai mic, opa, nu este cel mai mic, dar dacă se merită, hai până la urmă să o iau. Și n-am luat-o pe aceea în variantă mică, în primul rând, pentru că nu am găsit în cea mai deschisă nuanță aici la mall-ul de lângă mine. De fapt, la niciun Sephora din Constanța. În Constanța sunt 3 magazine Sephora, dar în niciunul nu am găsit-o în varianta aia, nuanța deschisă. Și zic, hai că o cumpăr pe aia mare, aia e. Dacă toată lumea zice că e bună, poate chiar o fi bună. Și am luat această nuanță, Pound Cake, vă spuneam că și Sabina tot pe asta o are. Voiam să... Adică eram așa indecisă între aceasta, pare rău pentru lumină, n-am ce să fac, între aceasta și aceea cu roz, dar nu mai știu nuanța, nu mai știu. Și m-am gândit că dacă tot am problema cu cearcănele, nu, eu nu vreau doar iluminare în zona asta, ci vreau și ceva acoperire. Așadar, am căzut de acord și eu și Cristi că i-am făcut capul calendar azi, săracu, cu chestia asta. Hai să o luăm pe asta, Pound Cake. Și am cumpărat-o din Sephora, v-am zis. Era ultima. Când am ajuns acolo, eu verificasem stocul și scria că e în stoc. Nu știu câte bucăți, dar scria că e acolo. Și când am ajuns acolo, am testat-o puțin că era un tester și am rugat-o pe doamnă să mi-o dea din sertarele alea Sephora. Păi să vedem dacă o mai am. Și zic, what? Adică mi-am pus speranța. Uitați-vă ce fran desfăcut-o. Mi-am pus speranța și acum să nu o aveți. Nu se poate, o aveți sigur. Și era ultima. Stați că nu pot să o deschid. Dar ce naiba, mă, că am deschis-o mai devreme. Chiar m-am uitat la ea, eram... Uitați-vă și voi ce fran deschis-o. 15 ani mai târziu am reușit și eu să o deschid. Așa arată. Este superbă. Aici pe spate mai multe detalii, nuanța, că o poți aplica în zona cearcănelor, aici pe frunte, mă rog, zona T. Eu am văzut pe TikTok că fetele o aplică pe toată fața, că fac baking. Voi vedea cum împac și eu cu ea, uite că zice aici, că trebuie să o lași între 3 și 5 minute. Bake for. Deci o lăsăm. Are 18 luni valabilitate de la deschidere. Mă îndoiesc eu că voi folosi atât de multă cantitate de pudră în 18 luni, dar vom vedea, dacă îmi place, de ce nu. Era o fată pe TikTok și spunea că într-o lună termină o pudră din asta. Să vedem, uite, așa arată, are o chestie din asta de siguranță și vine în felul acesta. Este o pudră liberă, nu este compactă sau ceva, miroase foarte bine. Eu am văzut că spuneau fetele de miros, că e într-adevăr un miros așa luxos, așa e. Mamă, foarte, foarte bine miroase. Și ce te faci că aveam speranță să găsesc în DM, stați că nu mai știu să o închid, așa. Aveam speranță că voi găsi în DM burețel din ăla, știți? Powder puff din ăla, burete din ăla triunghi, așa.
pentru a aplica pudra în zona asta a cearcănelor. Am căutat în DM, în China Mall, la furnicuța aici în Constanța, peste tot, peste tot, în toate magazinele de beauty din Constanța, le găseam doar în varianta aia rotundă, burețel din ăla normal, rotund, dar eu voiam cu formă de, în formă de triunghi pentru a mi-l aplica aici și în colțul interior. Până comand eu de pe Temu, că am văzut pe Temu o grămadă, aveam nevoie de ceva, pentru că eu astăzi voiam să testez pudra. Fiind zodia leu, v-am mai zis că mie când mi se pune pata pe ceva, nu că peste 10 minute, în momentul ăla trebuie să obțin. La capitolul răbdare stau praf, de-aia vă spuneam că o apreciez foarte, foarte mult pe Andreea pentru ceea ce face, pentru arta asta, că până la urmă este o artă. Am zis eu, fără powder puff din ăla, fără burete pentru pudră, nu merg acasă. Și am căutat peste tot și și-a adus Cristi aminte că a văzut el cândva un magazin din ăsta de cosmetice prin Tomis 3, prin piață, undeva la etaj și mi-a zis, te duc și sigur găsești acolo. Măi, și-a avut dreptate. Am un soț, vă doresc la fel și vouă. Am găsit, bineînțeles, și pe ăsta l-am luat așa nespălat. Bine, eram punga asta, dar pentru mine tot are microbi și mi-am aplicat așa puțin, îmi place foarte mult, însă v-am întrebat și ieri pe Instagram ce clipuri vreți să mai vedeți la mine pe canal și foarte, foarte, foarte multe sugestii de Get Ready With Me, de machiaje. Larisa, n-ai mai făcut make-up, tu cu asta ai început. Facem, trebuie doar să-mi spuneți să fac un machiaj, pentru că pentru mine e foarte simplu să mă trezesc și să mă machiez împreună cu voi. Facem și vă arăt acolo ce și cum arată. Acum i-am aplicat-o și eu foarte, foarte rapid. Îmi place burețelul mult, mult, mult de tot. Le-am lăsat așa pe acestea pentru a vi le arăta și vouă. 3 lei a costat un burete din ăsta. Am văzut pe Temu, 3 lei costă 6 bureți, parcă. Mi-am luat unul mov, îi voi scoate pentru că îi duc acum să-i spăl. Uite ce frumos e ăsta mov. Un mov așa închis, foarte drăguț. Și mi l-am luat și pe acesta albastru. Mai erau acolo și cu foarte, foarte mult roz, dar cunoașteți relația mea cu rozul, care este mai mult hate decât love. L-am luat pe ăsta așa, albastru, verde, smarald, ceva. Așa, mi-am mai luat două pile, pilele astea Emma, care îmi plac foarte, foarte mult. Mi-am luat cu granulații din astea diferite, 100 cu 180, 150 cu 240, ai nevoie de pile oricând, pentru că mie mi se tot rup colțurile de la unghii, ținând cont că nu folosesc mănuși, nimic de protecție, se înmoaie. Și Cristi mi-a arătat și bureței ăștia și a zis, măi Larisa, trebuie să iai pe ăștia pentru că sigur îți vor rămâne ochii la ei. Și așa este, sunt de la Lovely, niște mini beauty blenderi așa, niște mini bureței. Aceștia sunt folosiți pentru aplicarea concealerului, anti-cearcănului. Am avut odată, doar că revenind la răbdare, n-aveam răbdare să stau să schimb burețelul. Hai că îmi dau cu fond de ten cu burețelul mare, hai că îmi dau cu anticearcăn cu burețelul mic, dar am zis că trebuie să fac și eu ceva cu răbdarea asta până la urmă, că nu pot așa. Ia să vedem. Uite, vai, dar ce moi sunt. Merg să îi spăl și o să vi arăt într-un clip viitor în care ne machiem împreună, vorbim despre diferite chestii. Așadar, mi-am cumpărat și astea. Pilele au costat 3 lei fiecare, setul de mini bureței 15 lei. Sunt foarte fericită pentru tot ce am cumpărat și că am găsit într-un final pudra asta și că m-am hotărât să o cumpăr, pentru că mă tot gândeam la ea, v-am zis, și acum că căutam în această perioadă produse pentru acoperirea cearcănelor și am văzut că foarte multe fete fac trimitere la pudra de la Huda, zic, măi, ăsta e un semn, trebuie clar să o cumpăr. Și asta e tot ce am cumpărat, tot ce am primit. Merg să spăl chestiile astea, îl ajut pe Cristi dacă este necesar la montarea, cum v-am zis că se numesc, amplificatoarelor de semnal. Și pe urmă vreau să gătesc ceva, este deja 6, pe la 7 sper să fie cina gata. Vreau să fac niște coponele, pentru că ne-au dat ai mei niște coponele cu
cu niște cartofi veges, îi voi pune pe toți la friteză, deci nu fac mare chestie, doar voi face sosul de usturoi și cam atât pentru ziua de astăzi. Mai filmez și mâine și poi mâine. Clipul ăsta va apărea vineri, v-am zis, pentru că n-am efectiv când fizic să îl încarc, să-l termin de editat până mâine, că încă nu știu cum este cu internetul. M-am apucat să gătesc, vreau să avem și mâine, am spălat acolo bine coponerele, ia să vă arăt ceva. Ăsta e Folin, care e foarte jegos. Pe unde ai umblat, măi băiatule? Și este și mușcat de gât, e zgâriat, că e perioada asta nebună de împerechiere, Doamne. Horror. Și stați liniștite, că i-am dat și lui cărniță, toate bune, în regulă, a păpat, are burtica plină. Probabil se mai odihnește acum puțin. Deci, am făcut aici un sos. În general folosesc iaurt. Îmi place mult iaurtul grecesc, pentru că este mai cremos și un pic mai acrișor, dar aveam o cutie de smântână. Vorbesc cu pauze că mă doare în gât. Avem o cutie de smântână desfăcută în frigider cu o punguliță așa de plastic deasupra și zic, nu vreau să o las să expire, trebuie să o mâncăm în vreun fel și am zis să o fac așa, pe post de, nu dressing, pur și simplu, vreau să iau puiul, îl pun aici, îl las un pic, vreo jumătate de oră, apoi îl pun în friteză. Așadar, avem aici smântână, puțin ulei din ăsta, îl găsiți la Lidl, ulei din ăsta, de fapt este un amestec cu chili, știți că eu nu folosesc ulei sub nicio formă de nimic, doar că voiam să subțiez un pic smântâna asta și chiar nu voiam să pun apă, de aceea am preferat să pun uleiul de măsline și pe acesta cu chili, care este foarte, foarte picant. Am pus, mi-am adus aici ca să nu uit, boia dulce, turmeric, oregano, ăsta este busuioc, am pus și puțin curry, nu ne place foarte, foarte, foarte mult curry-ul, sare, piper nu am pus pentru că am boia și am și amestecul acesta și ar fi mult prea picant, sare am zis, cred că am zis, usturoi granulat și ceapă granulată, nu am vrut să tai așa bucățele de usturoi sau de ceapă, voiam să fie mai smooth, mai fin tot amestecul, de aia nu am pus, puteam să le dau prin blender, dar hei, prea mare bătaie de cap. Și mi-a ieșit amestecul acesta, voi lua coponelele, le voi pune aici, v-am zis, le las așa un pic, vreo jumătate de oră, 20 de minute, apoi le pun în friteză și mai opresc din când în când. M-ați întrebat de foarte multe ori cum gătesc în air fryer. Ei bine, nu las niciodată cap coadă, să zicem că pun acum puiul și peste 20 de minute se termină timerul și scot puiul, mâncăm. Nu, eu verific foarte des, întorc bucățelele de carne, cartofi sau cine știe ce mai gătesc eu acolo, dar o să vă arăt și acum. În cazul în care nu știați ce să mai gătiți rapid, încercați chestia asta, pentru că este foarte bun, foarte gustos. Dacă aveți intoleranță la lactoză, așa cum am și eu, vă recomand pastila de lactază cu jumătate de oră înainte și gustul e mai diferit decât să mănânci așa carne cu garnitură de carne, mai bine mai strecori un gust pe lângă. Am așezat aici coponelele și le bag la friteză. Le voi ține timp de 10 minute la 185 de grade și pe urmă le voi întoarce, le mai dau probabil încă vreo 20 de minute, cam așa, și vor fi gata. Vă arăt la final. Și așa arată cina noastră. Avem aici coponelele care s-au făcut foarte bine. Să știți că le-am schimbat, le-am lăsat doar vreo 5 minute în friteză. Mi-am dat seama că nu am timp să fac și cartofii. Și, opa, a popnit o sticlă și le-am mutat în cuptor cu absolut tot sosul acela. Le-am pus în tava de la cuptor și le-am lăsat vreo 30 de minute. S-au făcut foarte bine. Mie nu-mi plac deloc, de fapt, nu-mi place carnea crudă, nu-mi plac preparatele crude. Le prefer așa un pic mai bine făcute. Aici avem niște cartofi cu usturoi și busuioc, pe aceștia i-am făcut la friteză. Iar aici, de la mama lui Cristi, ne-a dat în weekend, adică ieri, duminică seară, niște ciulama de ciuperci ceva cu legume, arată foarte bine și le vom combina și acestea vor fi cina noastră.